Good morning from here, from Brisbane, Australia. Bună dimineața, dragilor, de aici din statul Queensland, Brisbane, Australia. M-am trezit de dimineață cu cuvântul lui Dumnezeu în minte, din Psalmul 24. Și vreau să îl citesc la început, acest început de live, de video, acest Psalm 24, de aici, de pe terenul de sport. Fiul meu cel mare are meci. Ieri al mic a avut meci și a câștigat 4-0, ultimul gol. El a marcat primul meci care a jucat, a dat bar gol. Aici, în zona în care stau, este o zonă de pădure și se defrișează pădurea. Se construiește foarte multe case pentru că în Australia duce lipsă de case. E greu să găsești case de închirie, să închiriezi, și atunci se taie la păduri. Și aici sunt tot felul de excavatoare. Se construiește foarte mult case și fabrici. Deci se împlinește Biblia că până Domnul va veni, tot se va construi și oamenii se vor căsători, se vor însura, mărita. Deci, da. Este adevărat, Biblia se împlinește, nici o iotă nu va trece. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veac, se va împlini. Și vreau să citesc din Psalmul 24. Să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Să ne botezăm mintea odată din nou și în această zi, în această dimineață, în cuvântul lui Dumnezeu, să ne o curățăm, să ne o reînnoim, să ne o prospătăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Psalmul 24, un psalm al lui David. Al cui este pământul? Al Domnului, dragilor. Cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci el l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Amin. Aleluia.
încep cu primul verset, îl recitesc din nou. Să vedem, a cui este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Și psalmistul David, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune că este al Domnului. Al Domnului, pentru că există un singur Dumnezeu care este viu și adevărat, da? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu Creatorul, Făcătorul nostru, Dumnezeul Mântuitorul nostru. În fața Lui trebuie să ne închinăm, pe El trebuie să-L lăudăm, pe El trebuie să-L adorăm. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, căci El a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Acest pământ nu este a globaliștilor, nu este a sataniștilor, nu este al homosexualilor, al lesbienelor, al sodomiților, ci al Domnului, al Domnului, al Domnului. Acest pământ este al Domnului. Dacă ești născut din nou, nu doar că ești creația lui Dumnezeu, dar ești și copilul lui Dumnezeu. Și poți să-L numești pe Dumnezeu ca tatăl tău, deci al creatorului nostru, al tatălui nostru bun din ceruri, este pământul. Adică tatăl tău este bossul, este șeful, este în control al pământului, al universului. Al Domnului este pământul. Aici aveți niște rațe sălbatice. Poate vă mirați de ce le vedeți pe terenul de fotbal, pentru că dacă se defrișează pădurea, da, habitatul lor, le veți găsi pe în tot felul de locuri publice. Deci al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Și vedeți, în Biblie spune că dacă el poartă de grijă păsărilor, le dă de mâncare și îngrijește de natură, cu atât mai mult el se va îngriji de copiii lui. Cu atât mai mult el se va îngriji de ai săi, de ai lui. Ce vreau să vă aduc în fața dumneavoastră, reaminte, de aceea vă aduc cuvântul lui Dumnezeu, că cuvântul lui Dumnezeu este eternic, cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veac, cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne curățească mintea. Și vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Nu este al lui George Soros, un bătrânel care este putred de bogat și numai el știe cum a făcut averea aia și care o folosește într-un mod dăunător, destructiv, de a împinge agenda satanică a globaliștilor ca să distrugă tot ce este sfânt și tot ce este dumnezeiesc. Dar ceea ce pot să spun este că cuvântul lui Dumnezeu spune că gloria lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este ca gloria lui Dumnezeu să inunde pământul
cum apele inundă adâncuri mărilor, oceanelor. Deci eu cred că acest pământ va fi inundat de gloria lui Dumnezeu. Eu cred că acest pământ va fi inundat de lumina care este Hristos. Da, și dacă ai venit în contact cu Hristos, care este lumina lumii, și tu reflectezi lumina, duci lumina în această lume întunecată, și Biblia zice că întunericul n-a biruit lumina. Întunericul n-a biruit lumina. Întunericul n-a biruit lumina. Deci m-am sculat cu acest psalm în minte și de aceea am vrut să vi-l aduc în fața dumneavoastră, să vă încurajez, să nu uitați. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Nu al satanei. Satan a fost biruit pe cruce. El este un inamic înfrânt. Dumnezeu a dat în persoana Domnului Iisus Hristos autoritatea bisericilor. Și așa cum zice Leonard Ravenhill, după cum este biserica, așa este și societatea. Biserica trebuie să se trezească și să realizeze că este pusă în poziție de autoritate împreună cu Hristos la dreapta Tatălui. I s-a dat autoritate să domnească pe acest pământ, nu să fie dominată de diavolul, nu să fie dominată de păcat. I s-a dat autoritate să calce peste șerpi, peste năpârci și peste toată puterea întunericului și nimica nu o va vătăma. Nimica nu ne va vătăma. Important este ca noi să ne renoim mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, să ne botezăm în cuvântul lui Dumnezeu, să ne curățăm în cuvântul lui Dumnezeu și să nu mai lăsăm pe diavolul să ne țină în necunoștință, pentru că Biblia zice că oamenii pierd din lipsă de cunoștință. Noi trebuie să cunoaștem care este identitatea noastră nouă în Hristos, care este valoarea noastră în Hristos, că suntem moștenitori, care este responsabilitatea noastră, care este moștenirea noastră, care este autoritatea noastră, autoritatea credinciosului, da, ai autoritate, ești pus în poziție de autoritate, da, dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, ai și puterea Duhului Sfânt ca să fii, ești împuternicit cu Duhul lui Dumnezeu ca să fii martor al lui Iisus Hristos, ca să fii ambasadorul împărăției lui Dumnezeu, să reprezinți împărăția lui Dumnezeu, să reprezinți interesele împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ. Și așa cum zice Apostolul Pavel, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. În putere, vedeți? El că mergea într-un loc, într-o biserică locală să o viziteze, el nu mergea să prezinte Evanghelia cu cuvinte elocvente, elevate, cu toate că putea, că era doxa de carte, a crescut ca unul dintre cei mai mari farisei, deci a fost școlat și la picioarele lui Gamaliel, un învățător al vremii, dar el a mers și a dovedit Evanghelia lui Iisus Hristos cu putere prin
prin putere împărăția lui Dumnezeu trebuie să se manifeste așa cum s-a manifestat prin Hristos, prin Ioan Botezătorul, prin ucenici. Așa trebuie să se manifeste și în generația noastră prin putere. Prin putere, cu putere. Omul a fost dintotdeauna dornic de a căuta supranaturalul, de a experimenta supranaturalul. Și biserica trebuie să demonstreze supranaturalul lui Dumnezeu în această lume întunecată, care Biblia zice că toată lumea zace în cel rău, dar diavolul ține lumea, oamenii care nu sunt regenerați, care nu sunt împăcați cu Dumnezeu prin Hristos, îi ține în întuneric. Dar noi care am venit la lumină, care am intrat în contact cu lumina care este Hristos, noi trebuie să mergem către ei, ducând lumina, ducând adevărul, ducând vestea cea bună, că este în persoana Domnului Iisus Hristos un mântuitor, un eliberator. Am fost acum câteva zile cu copiii mei la Gold Coast, știind că va veni un predicator care predică pe stradă, pe străzi, din Canada, un predicator de culoare neagră. De fapt, n-a ajuns în părțile noastre încă, pentru că mai staționează în Sydney și predică pe străzi în Sydney. Știm că această lună, iunie, este luna în care oamenii care zac în cel rău, oamenii nelegiuiți, au declarat-o de luna mândriei, luna în care ei se mândresc cu păcatul, the pride. Pentru omul care trăiește în întuneric, în care zace în cel rău, este ceva normal să se mândrească cu păcatul, pentru că asta este natura adamică, primului Adam, este o natură păcătoasă și toți ne-am născut în păcat, a spus psalmistul. M-a născut mama mea, de la Adam și Eva încoace, toți ne-am născut într-o natură păcătoasă, de aceea avem nevoie de convertire, de naștere din nou, de naștere din apă și din duh, de sus. Și ei se mândresc cu păcatul, se mândresc cu această deviație păcătoasă. Noi trebuie să ne lăudăm cu Domnul nostru, cu Mântuitorul nostru, cu Eliberatorul nostru și Creatorul nostru. Când s-a uitat la planeta Pământ, a văzut că acolo există o creatură creată după chipul și imaginea lui Dumnezeu, care are nevoie de salvare. Și l-a trimis pe Iisus Hristos în omenire ca să mântuiască ce era pierdut. Da, Iisus Hristos a venit să mântuiască păcătosul, să-l salveze, să-l elibereze, să-l vindece. Noi trebuie să urâm păcatul și pe cel rău, dar trebuie să mergem cu Evanghelia lui Iisus Hristos către oameni. În piețe, în oraș, în mijlocul orașului, uneori la periferiile orașelor, dacă veți merge, veți vedea
lumea întunericului, care se dezlănțuie, se manifestă. Am văzut la Gold Coast, chiar în centrul Gold Coastului, la Surfe Paradise, pentru că este un loc turistic și oamenii ies, unii cântau, unii făceau tot felul de jocuri magice, era și marketul acolo, care vindeau tot felul de lucruri și în același timp am văzut că erau locuri în care oamenii mergeau să li se ghicească, să li se vrăjească, să li se citească. Omul este înfometat după supranatural. Noi trebuie să știm că există o singură cale de a intra în contact cu Dumnezeu, cu supranaturalul lui Dumnezeu, și acea cale este Iisus Hristos, care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am auzit pe un om al lui Dumnezeu din politică, un român din America, că a venit cu o inițiativă ca și biserica să sărbătorească în aceste luni identitatea nouă care o avem în Hristos. Să ne mândrim și noi cu ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Dacă lumea se mândrește cu păcatul, cu destrăbălarea, cu Sodoma și cu Gomora, noi trebuie să ne mândrim, să ne lăudăm cu ceea ce El a făcut. Dacă este ceva bun în noi, este ceea ce El a creat. Creația omului celui nou, care doar El poate să o creeze. Nu comunismul, nu globalismul, ci Dumnezeu, Creatorul, creaționismul. El este în măsură să creeze toate lucrurile noi. Dacă ești în Hristos, ești o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Slăvit să fie Domnul! Aici omul de lângă are o fermă și am văzut câteva persoane care lucrează la pământ. În orice caz, bucurați-vă că a Domnului este pământul, cu tot ce este pe el, nu a diavolului, nu a globaliștilor, nu a sataniștilor, nu a magnaților acestei lumi, nu a celor de la Davos, de la acel economic, summitul de la Davos, economic, nu a celor care, așa cum zicea cineva, un om pe care îl respect, pe care îl ascult, Călin Georgescu, cei de la Davos sunt oameni de o specie rară. Este o specie diferită ca a noastră. De ce zicea acest om despre ei? Pentru că acei oameni n-au suflet ca noi. Deși ei nu gândesc cum gândim noi, ei gândesc pentru interesele lor, ei nu vor binele planetei. Un om care zace în cel rău, un om care este dat pe mâna celui rău, a necuratului,
E clar că nu va vrea binele planetei, pentru că știm că lucrarea necuratului este să fură, să junghe și să prăpădească, dar Hristos, Hristosul Bibliei, a venit să ne dea o viață din belșug, din abundență spirituală în primul rând, să ne lege cu Tatăl, să ne împace cu Tatăl. Haideți să nu ne îngrijorăm, haideți să știm că dacă suntem de partea lui Dumnezeu, suntem de partea învingătorilor. Creștinul trebuie să fie cel mai optimist om de pe pământ. De ce? Pentru că este de partea biruitorului și dacă Dumnezeu este în viața ta și dacă Dumnezeu este cu tine, mai mult sunt cu tine, cu mine, cu noi, decât cu vrăjmașii noștri. Și bucură-te că ești în lumină, bucură-te că trăiești în adevăr, bucură-te că poți să îți botezi tot timpul mintea în cuvântul lui Dumnezeu, să-ți o curățești cu cuvântul lui Dumnezeu. Bucură-te că poți să-ți păzești mintea având cuvântul lui Dumnezeu, păzește-ți mintea căci doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Bucură-te că în cuvântul lui Dumnezeu ai un sprijin și ai voia lui Dumnezeu, ai adevărul lui Dumnezeu. Și așa cum am citit acest psalm 24, adevărul este că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Nu al globaliștilor, nu al comuniștilor, nu al sataniștilor, nu al sodomiților, care vedem că împinge agenda și această ideologie și vrea să ne infecteze copiii noștri chiar de la grădiniță, de la școlile, clasele primare. Indiferent de principalitatea demonică care stă în spatele acestor oameni și acestor ideologii și acestor intenții criminale, Duhul Sfânt este mai tare decât orice demon și decât orice principalitate și decât orice căpetenie demonică. Și noi trebuie să luptăm de pe o poziție de biruitor, de sus în jos, nu de jos în sus. Adică noi trebuie să știm că poziția noastră este în Hristos, la dreapta Tatălui, deasupra oricărui principalitate, domnie, stăpânire. Dacă căpeteniile demonice, principalitățile nu mai sunt la dreapta Tatălui, nu, ci au fost detronate de acolo, sunt sub picioarele noastre și Biblia zice că vom călca peste toată puterea întunericului și nimica nu ne va vătăma, haleluia. Creștinul trebuie să fie cel mai optimist om de pe suprafața pământului. Da? De ce? Pentru că adevărul este mai tare decât minciuna, lumina este mai tare decât întunericul și Duhul lui Dumnezeu, care a fost trimis de la Tatăl și care a fost trimis să locuiască în credincios, a fost trimis să nu mai plece, este mai tare decât orice duh demonic și orice duh necurat. Aleluia! Te binecuvântăm, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Recunoaștem odată din nou suveranitatea ta, autoritatea ta. Recunoaștem că noi am fost creați să trăim în supunere față de tine, în dependență față de tine, recunoscându-te pe tine ca suveran, ca creator, ca făcător al ființelor noastre, după chipul și asemănarea ta. Îți mulțumesc că atâta timp cât noi
stăm în ascultare, în supunere față de tine, noi avem abilitate de a rezista oricărui atac demonic. Și Biblia zice că el va trebui să fugă de la noi. Întunericul va trebui să fugă. Duhurile necurate vor trebui să fugă de la noi. Și nu noi de ele. Îți mulțumim că ne-ai dat autoritate să călcăm peste șerpi, peste năpârși și peste toată puterea întunericului și nimica nu ne va vătăma. Adu, Doamne, această revelație prin Duhul Tău nouă credincioșilor. Adu, Doamne, această revelație bisericii. Și cum a spus Leonard Ravenhill, un om al Tău, după cum este biserica, așa este și societatea. Doamne, trezește biserica Ta, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Așa cum Tu ai trezit Duhul lui Zorobabel, trezește-L, Duhul nostru, omul dinăuntru, ascuns al inimii, trezește-L, Doamne. Adu revelația, Doamne, că ne-ai destinat să domnim, să stăpânim peste orice căpetenie, peste orice principalitate demonică. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pun numele Tău peste frații mei, peste surorile mele. Aplic sângele Tău prin credință peste ei, peste viața mea, peste familia mea și declar victorie, declar biruință, declar căci numele Tău este un steag de biruință peste noi și un turn de protecție, de adăpost, de scăpare. Haleluia! Declar, Doamne, că în această lună în care, Doamne, lumea se mândrește cu păcatul, cu fără de legea, cu nelegiuirea, cu destrăbălarea. Noi, ca și copiii ai Tăi, ne mândrim, ne lăudăm cu identitatea nouă care o avem în Hristos. Suntem făpturi noi, suntem moștenitori împreună cu Hristos. Suntem la dreapta Tatălui, într-o poziție de autoritate, de a domni, de a stăpâni peste orice. Orice lucrare a celui rău, nimica nu ne va vătăma. Nimica nu ne va vătăma. Ora masekere boshorobo sakaramatika la breca. În numele lui Iisus, Doamne, lasă ca ungerea Ta, Doamne, să fie, Doamne, peste capetele noastre și hainele să ne fie curate. Ungerea Ta care să rupă orice jugarobie de peste viața noastră, familiile noastre, de peste biserica locală și universală și biserica să fie o biserică sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. Podoaba casei Tale, Doamne, Tu ai spus că cât va ținea viacurile, va fi sfințenia, Doamne. Numele Tău să fie sfințit în viața noastră. Doamne, noi să semănăm cu Tine, Doamne. Tu ai spus să fim sfinți căci Tu ești sfânt, Doamne, că precum Tu ești sfânt. Și cu adevărat, hainele să ne fie curate și ungerea să nu ne lipsească de pe cap. Pentru că numai ungerea Ta rupe jugurile robiei. Haleluia! Doamne, îți mulțumesc că Sfântul, Doamne, este mai presus decât păcătosul. Este mai presus decât omul educat. Omul intelectual, Sfântul, Sfântul, Doamne, noi suntem sfinți prin Hristos, sfințiți prin Hristos. Noi suntem neprieniți prin ceea ce Hristos a realizat. Această lume are nevoie, Doamne, Doamne, ca biserica să nu-și piardă gustul. Doamne, noi suntem sarea pământului, noi suntem lumina lumii, Doamne. Doamne, când sarea își pierde gustul, nu mai folosește la nimic. De aceea, Doamne, fie, Doamne, ca biserica să nu-și piardă gustul, să nu piardă ungerea, să nu-și piardă podoaba. Și podoaba casei Tale va fi sfințenia, Doamne. Sfințenia, da, Doamne. Sfințenia, Doamne. Într-o lume a tunericului, într-o lume în care zace în cel rău, într-o lume în care sărbătorește, Doamne, păcatul, destrăbălarea, în care păcatul, Doamne, a devenit o virtute
Doamne, ajuns, Doamne, să fie pus, să se urce urăciunea pustirii, Doamne, chiar în casele Tale. Doamne, Tu ai spus că judecata Ta va începe de la casa Ta. Doamne, în multe case, în multe biserici locale, Doamne, este acceptat păcatul, este acceptată destrăbălarea. Doamne, Tu ai spus că judecata va începe de la casa Ta, Doamne. Doamne, Tu ești Cel care ai promis că ceea ce ai început în noi vei duce la bun sfârșit, vei desăvârși. Pentru că Tu va trebui să prezinți în fața Tatălui o mireasă sfântă, fără pată, fără zburcitură sau ceva de felul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu nu vei accepta, Doamne, murdăria, stricăciunea în casa Ta. Tu ești capabil, Tu ai resursele și abilitate de a îți curăța biserica Ta, mireasa Ta. În numele Lui Iisus, fie ca Duhul Sfânt să fie în control în viața noastră ca și credincios, ca și familie creștină, ca și biserică locală și universală. Niciun alt Duh să nu opereze în biserica Ta și prin biserica Ta, ci doar Duhul Tău. Pentru că Tu ai lăsat scris, căci unde Duhul Domnului este libertate, este slobozenie, acea libertate în Hristos, acea slobozenie în Duhul Sfânt. Doamne, nu libertate de a păcătui, ci libertate de a ne închina Tatălui în Duh și în adevăr. Că Tu ai spus, Doamne, că adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Glorie Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Ai calea Ta, Duhule Sfânt, în viața mea, în familia mea, în biserica locală. Și ajută-ne ca să fim biserica, biserica care merge, biserica care nu staționează, care nu rămâne în cele patru ziduri, biserica care merge și scoate draci, care vindecă pe cei bolnavi, biserica care manifestă împărăția Ta și duce împărăția Ta cu putere, Doamne, demonstrând, Doamne, puterea lui Dumnezeu în fața acestei lumi care zace în cel rău. Această lume întunecată are nevoie de lumină, de lumina lui Iisus Hristos, care este adevărata lumină. Are nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos, care este puterea de mântuire a fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Haleluia! Și vreau să închei citind aceste versete din Roman, capitolul 1. Dragilor, iubiți cuvântul lui Dumnezeu, epistola lui Pavel către romani. Vreau să citesc mai multe versete, da? Căci mie nu mi-e de la versetul 16. Romani 1. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spunea Pavel, apostolul neamurilor romanilor, bisericii din Roma, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprionire pe care o dă Dumnezeu. Pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, haleluia. După cum este scris, cel neprionit va trăi prin credință. Cel neprionit va trăi prin credință, adică cel îndreptățit în fața Tatălui va trăi prin credință. Și acum vreau să citesc în continuare versetele în care să vedeți că Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu care se mânie. Nu numai un Dumnezeu care este dragoste, dar cum am mai spus în alte video că Dumnezeu este dragoste, dar dragostea nu este Dumnezeu. Și lumea înțelege dragostea într-un mod distorsionat, pentru că diavolul distorsionează lucrurile. În versetul 18,
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Da? O lume nebună. Ce vedem cu destrăbălarea și cu promovarea destrăbălării în această lume și cu sărbătorirea păcatului este o nebunie a oamenilor. Au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsării dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției. Să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Mai odată repet acest verset. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Trist. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cât de real e cuvântul lui Dumnezeu? Cât de actual e cuvântul lui Dumnezeu? Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc de bun pe cei ce le fac. Deci omul în conștiința lor știe că nu e ok. Cu câțiva ani în urmă, un coleg de la lucru bătrân, eu i-am spus că ești un om bun.
Și el a zis, nu sunt un om bun, un australian. Și i-am zis, de ce nu zici asta? Și el a zis, pentru că iubesc pornografia. Deci el știa că e ceva rău, păcătos. A devenit o adicție pentru el, dar el știa în lăuntru lui că nu e ok. Omul știe că nu e ok. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Cât de actual e cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul 28, mai odată repet din Romani 1, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, fiindcă n-au căutat. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Ce înseamnă a căuta să păstrezi pe Dumnezeu? Păi a practica, ce zice cuvântul, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Iosua 1:8. Sau, cum zice psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta înseamnă a căuta. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, deci trebuie să fie o disciplină în a-L căuta pe Dumnezeu. Și ne-a căutat să-L păstrăm în cunoașterea noastră, în conștiința noastră. Pentru că altfel, Biblia zice că Dumnezeu îi lasă pe astfel de oameni care nu caută să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu lasă astfel de oameni de lăsători, indiferenți, leneși, îi lasă în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Doamne, ajută-ne să te păstrăm în cunoștința noastră, ajută-ne să ne botezăm cuvântul zilnic în mintea în cuvântul Tău. Să ne curățăm mintea cu cuvântul Tău, daily basis, zilnic. Mulți nu predică de la amvoanele casei lui Dumnezeu din acest test, da? Din Romani 1 cu versetul 18 până la 32. Aici zice, mânia lui Dumnezeu care se manifestă împotriva oricărui nelegiuiri. Testul ăsta nu este prea predicat în multe case a lui Dumnezeu. Pentru că, cum zicea cineva, un profet, un om al lui Dumnezeu, Leonard Ravenhill, în cartea De ce întârzie trezirea, la amvon, ungerea la amvon sau focul la amvon, strângerea în popor. Trebuie oameni autentici, oameni ai focului, așa cum a fost profetul Ilie, profetul focului. Oameni care să nu fie speriați ca niște pisici speriate, schiericat, ci oameni care să știu că în ei trăiește leul din tribul Iuda, Iisus Hristos. Și El ne-a dat îndrăzneală, da? Curaj, boldness. Haideți să căutăm să-L păstrăm pe Dumnezeu în cunoștința noastră. Haideți să nu fim niște ignoranți, niște leneși din punct de vedere spiritual. Așa cum generația noastră le place să meargă la gym, să-și mențină fizicul frumos, haideți și noi să ne placă din punct de vedere spiritual, moral, să ne tragem în prezența lui Dumnezeu,
să ne tragem în cuvânt, în the secret place, în cămăruță, în singurătate cu Dumnezeu, cum Iisus petrecea timp cu Tatăl. Haideți să așteptăm după Dumnezeu, și cei care așteaptă după Dumnezeu și renoiesc puterile ca unui vultur. Mai așteptăm noi după Dumnezeu? După Dumnezeu care este Duh, care este imaterial. Evrei 11:6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, și aici parafrazez, care este Duh, care nu este materie, care nu poți să-L vezi cu ochii ăștia, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Adică, mergând așa cum merg eu aici pe terenul de fotbal, de sport, să cred și să crezi că Dumnezeu este în tine și cu tine, este Emmanuel, God with us. Da? Când ieși afară natură și îți place să privești natura, da? Îți place să privești natura și îmi place să ieși în natură, la munte, la ocean, să crezi că Dumnezeu este acolo. Chiar dacă nu-L vezi, vezi ceea ce Dumnezeu a creat. El a creat cerurile și pământul. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc, da? Și Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Nu mai există alți Dumnezei, ceilalți sunt niște idoli, sunt niște falși Dumnezei. Dumnezeii păgânilor sunt duhuri necurate care stau în spatele lor. Da? Și de aceea noi trebuie să ne ducem pe noi înșine în fața Scripturilor. Și cuvântul lui Dumnezeu este atât de important și trebuie să fie atât de important pentru noi. Psalmul 139. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Dragilor, îmi place să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place să îmi botez mintea în cuvântul lui Dumnezeu, să o curăț. Dar așa cum trupul nostru are nevoie să fie spălat, are nevoie și mintea noastră să fie spălată, curățată prin cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 139. Versetul 4, continuare. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Și unde voi fugi departe de fața Ta? Se pune întrebare. Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericului, întunericul mă va acoperi,
și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rinichii, zice aici, în altă translatare spune runchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu este ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic. Când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule! De a-i ucide pe cel rău, depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă, ei vrăjmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei. Aceasta trebuie să fie rugăciunea noastră, dragilor. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Cu drag al vostru frate de credință, Adrian Alasu. Vă binecuvintează în numele lui Iisus Hristos, în Dumnezeul adevărului, de aici, din îndepărtată Australie, the Southland of the Holy Spirit, patria Duhului Sfânt, acest cuvânt profetic care este peste Australia din 1606, pe când un capitan pe nume Fernandos de Quiros a trecut pe aici cu vaporul și mânat de Duhul lui Dumnezeu a profețit peste acest tărâm, the Southland of the Holy Spirit. Fie ca Duhul Sfânt să fie în control în acest teritoriu australian, fie ca Duhul Sfânt să fie în control în viața ta, lasă-L să aibă control în viața ta. Romani 8:14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. În altă translatare spune că sunt copii maturi al lui Dumnezeu. Bucură-te că îl ai pe Iisus Hristos, care este lumina lumii. Bucură-te că în tine este împărăția lui Dumnezeu și dorește ca împărăția lui Dumnezeu să se manifeste în tine și prin tine cu putere. Bucură-te că ai adevărul și stai tot timpul în lumină, stai tot timpul în adevăr și dorește să-L vezi pe Dumnezeu cum te are ca conlucrător pe tine. Da, noi suntem destinați să fim conlucrători cu Dumnezeu, parteneri cu Dumnezeu. Dorește să fii partenerul lui Dumnezeu în a duce Evanghelia lui Iisus Hristos la popoarele lumii. Și ni s-a dat și ni s-a încredințat această slujbă a împăcării omului cu Dumnezeu. Să ducem această slujbă, să spunem oamenilor, prin Hristos există soluție, există cale de a te împăca, de a fi împăcat cu Dumnezeu, Creatorul tău. Pentru că El a spus, Iisus Hristos a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Har major, cu drag, iubiți-L pe Dumnezeu, iubiți pe oameni, urâți păcatul, urâți pe cel rău,
țineți-l pe diavolul din scurt, adică sub picioarele voastre, da? În timp ce vă supuneți lui Dumnezeu, aveți abilitate să călcați peste șerpi, peste năpârci și peste toată puterea întunericului și nimica nu va vătăma. Duhul Sfânt din voi este mai puternic decât Duhul veacului acestuia. Țineți minte asta. Nu vă lăsați intimidați de ceea ce vă zice televizorul, newsurile negative, globaliștii, agenda satanică, agenda oamenilor care au decis să nu-L țină pe Dumnezeu în cunoștința lor, da? Mai repet acest verset din Roman, de ce? Pentru că repetiția este mama învățăturii. Fiindcă n-au căutat, Romani 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Deci, vă mirați? Nu vă mai mirați. Dacă vedeți că au niște vederi atât de aberante și vor să pună în aplicare planul lor demonic, nu vă mai mirați, pentru că ei au decis să nu-L păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Adică îl ignoră pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a lăsat și lasă în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. În ei Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei. Omul nu va putea să se dezvinovățească în fața lui Dumnezeu, pentru că Creatorul a pus totul în om ca să realizeze, să înțeleagă care este adevărul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stați de partea lui Dumnezeu, de partea luminii, de partea adevărului. Curățați-vă mintea cu cuvântul lui Dumnezeu zilnic, ca diavolul să nu poată să ne înșele prin tot felul de duhuri de amăgire, prin tot felul de învățători mincinoși și proroci mincinoși. Doriți să fiți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să vă aibă, nu doar voi să-L aveți pe Duhul Sfânt, dar El să vă aibă în control. El să vă aibă în control, El să ne aibă în control. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci. Amin.